Scriitoarea Ruxandra Cesereanu se va afla marți printre zilele oane. Aceasta va susține o lectură publică la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș. Acest eveniment, care o aduce în prim plan pe scriitoarea Ruxandra Ceserianu, este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj, Asociația Culturală Jad, Asociația Scriitorilor din Sălaj, Cenaclul Literar Silvania, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Evenimentul va avea loc începând cu ora 17 în sala Dialoguri Europene de la Centrul de Cultură și Arte al Județului Sălaj. Ruxandra Ceserianu este poetă, prozatoare și eseistă. Este profesor la Facultatea de Literă din Cluj, membru al Centrului de Cercetare a Imaginarului și director al Atelierelor de Înscriere Creatoare de Proză, Poezie și Scenariu de Film ei în poezie este concretizată de 8 cărți. Grădina deliciilor”, zona vie, cădere deasupra orașului, oceanul schizoidian, Veneția cu vene violete, scrisorile unei curtezane, core, persenfone, coma, California. Ruxandra Cesarianu este cunoscută de asemenea pentru cercetările ei monografice și mentaliere, concretizate în șapte cărți de eseu. În acest an, în seria de lecturi publice și conferințe organizate de Centrul de Cultură și Art al Județului Sălaj și Flavius Lucăcel, Asociația Culturală JAD, i-a avut ca poeți pe Rodica Marian, Ion Scorobete și Radu Vancu, la care se adaugă numeroși scritori prezenți la zilele reviste caete silvane care au citit din creația lor. Ion Mureșan, Olimpiu Nușvelian, George Vulturescu, Vasile Dan, Ioan Matiuț, Vasile George Dâncu, Ioan Pintia.